Salut, sunt Adrian Despot, sunteți pe urban.ro. Vița de Vie este un etalon în ceea ce privește muzica. Acum rămâne o trupă relevantă, nu pică în capcana, orice am scoate, lumea ne va asculta și ne va plăcea. Îți mulțumesc pentru compliment, în primul rând. Nu știu dacă știu să-ți răspund la întrebarea asta. Practic, de când am apucat noi de cântat, din 97 până acum, n-am încercat niciodată să impresionăm pe nimeni cu muzica noastră. Noi am fost singurii oameni care trebuiau mulțumiți de ce se întâmpla în sala de repetiții. După aia, dacă noi eram mulțumiți, energia asta pozitivă probabil se transmitea și mai departe. Plus că n-am fost niciodată statornici cu locul nostru de joacă muzicală și în continuu am încercat să ne extindem teritoriul. După 16 ani de băgat fiterile în priză și efecte și distorsuri, ați trecut pe partea acustică. Cu ce ocazie? Cochetam de mult cu ideea unui album acustic. Practic, în viața unei formații de rock apare și acest album Unplugged, știi? Noi am dus Unplugged puțin mai departe și am luat câteva din piesele strânse în decursul celor 16 ani și le-am dat o formă acustică. Motivul a fost și unul de business, dacă vrei, pentru că făcând același lucru zi de zi, 16 ani la rând, riscam să ajungem în punctul în care să ne întâlnim cu blazarea și am evitat acest lucru printr-un album acustic. Ne-am reinventat atât din punct de vedere muzical cât și emoțional. În momentul în care ne-am suit pe scenă și am început să cântăm piesele în variantă acustică alături de Mihai Ardelean la clape și de Mandela la flaut, caval și percuții, am redescoperit cumva pasiunea de a fi pe scenă și am redescoperit pasiunea pentru muzică. Albumul acustic este un album extrem de muzical. Cum reacționează publicul la piesele acustice față de cum reacționa când le cântați electric? Prima oară a fost ciudat pentru că am demarat proiectul acustic anul trecut cu un concert sold out la Filarmonica Banatul din Timișoara. Apoi a urmat un concert sold out la Opera Națională din București și era foarte ciudat în primul rând pentru noi, pentru că, na, 16 ani eram învățat să stăm în picioare pe scenă, să avem chiterile, stațiile, amplificatoarele la maxim, să fie foarte mult zgomot și foarte multă energie. De data asta noi stăteam jos pe scaune în concertele acustice, mai mult publicul din fața noastră, care de obicei la concerte este isteric pe pereți, și el stătea cu mintea jos așezat pe scaun. Și le-am mulțumit pentru că ei au umplut Filarmonica din Timișoara și Opera Națională din București și un an mai târziu Teatrul Național din București, fără să aibă nici cea mai vagă idee despre ce vrem să facem noi pe scenă, pentru că la momentul respectiv nu a apăruse nicio dovadă acustică. Ei au auzit că Vița de Vie face un album acustic și ne-au dat votul lor de încredere și au venit în sală. Dar au fost răsplătiți, atât ei cât și noi. După 16 ani în Vița de Vie, cum te-a schimbat în vreun fel, măcar muzical, dacă nu și ca om? Stai seama, e inevitabil. Am 16 ani, un om trece prin mai multe etape ale dezvoltării sale biologice naturale. Este inevitabil ca aceste schimbări biologice să nu se reflecte și în modul de abordare a muzicii. Iar asta se va întâmpla până la adânci bătrânețe. Cu fiecare pas pe care îl facem înainte, în vârstă, înaintăm și în modul de abordare muzical. Cum se schimbă dinamica trupei când pleacă un membru? Se întâmplă ceva? Se întâmplă niște lucruri foarte interesante, pentru că, la fel cum îți spuneam de albumul acustic și anume faptul că a adus așa un suflu nou în interiorul formației, fiecare colaborare pe care o avem cu un alt muzician este
o nouă ocazie de împrospătare a energiilor. Inițial, Mihai Ardelean, cel cu care colaborăm la claviatur, să spun așa, pentru albumul acustic, era un colaborator doar pe partea de acustic. Dar a reușit să facă cumva la cei 23 de ani ai lui și să se infiltreze și în partea de electric, Vița de Vie. Este un... Este un copil extrem de talentat, a terminat conservatorul la flaut și este pianistul nostru, știi? Cântă la chitară, incredibil, este un multitalent și un munte de energie. Este exact ce avem nevoie pentru a ne scoate puțin din, nu știu, așezarea asta ardelenească noastră. Spui multe lucruri care deranjează, dar sunt adevărate. Ți-a fost teamă vreodată că chestiile astea s-ar putea răsfrânge nu asupra ta, cât asupra trupei? Nu știu de ce îmi pui întrebarea asta. Am fost învățat de mic să spun adevărul și să-mi spun crezul. Este foarte posibil ca în toată panoplia asta de cântăreți care obișnuiesc publicul cu forme fără fond, adevărul să, nu știu, să fie frapant sau înțepător. Dar așa sunt făcut. Ăsta este modul în care îmi abordez și muzica, extrem de sincer. Nu știu ce să fac acum. Să vorbesc în gol? Mai bine nu vorbesc. Nu te-ai gândit că, băi, spunând chestia asta, s-ar putea să răzbune presa pe mine, să nu ne mai promoveze, să nu ne mai cheme lumea la concerte, să nu ne mai bage în seamă? Repet, spun ce-mi trece prin cap, asta sunt. Dar nu cred că există o conspirație malefică împotriva mea sau a formației Vița de Vie. Sălile de concerte sunt pline de fiecare dată când cântăm. Dovadă este ultima lansare pe care am avut-o la Teatrul Național din București. Iar presa, atât timp cât este de specialitate și numai de specialitatea mea, adică cea muzicală, nu are de ce să supere pe mine, pentru că vorbim aceeași limbă. Ce planuri de viitor are trupa Vița de Vie? Trupa Vița de Vie are întotdeauna planuri de viitor și planurile de viitor sunt cele mai importante. De fiecare dată când punem punct unui eveniment, aproape că nu reușim să savurăm nu știu, reușita lui, pentru că deja ne apare în față următorul proiect. Următorul proiect este acest concert de pe 16 mai din Silver Church, care sper să iasă bine. După aceea o să continuăm câteva concerte în țară. Peste vară suntem implicați în câteva turnee și o să cântăm în niște festivaluri. În toamnă vom încerca să plimbăm acusticul prin țară. Tot în toamnă o să încercăm să facem un proiect foarte mare despre care nu o să vorbesc acum, pentru că nu știu dacă o să ne iasă. Anul viitor, în primăvară, avem, în primăvară, adică în prima parte a anului, începând ianuarie până prin martie, aprilie, să avem un turneu de 25 de orașe prin țară, vom, nu pot să spun ce o să facem, vom reedita o chestie mișto de-a noastră și așa mai departe. Avem foarte multe lucruri de făcut și foarte puțin timp.